Astăzi vorbim despre cum dormeau soții Ceaușescu, Nicolae și Elena în unitatea militară din Târgoviște. Dormeau într-un singur pat de cazarmă, deși li s-a dat paturi separate. Ei au cerut să doarmă în același pat și dormeau îmbrățișați. Din seara zilei de 22 decembrie până în după amiaza zilei de 25 decembrie, soții Ceaușescu au fost cazați, între ghilimele, într-o încăpere din comandamentul unității militare 01417 din Târgoviște, unitate de artilerie antiaeriană, condusă de colonelul Andrei Chemenici. Cazarma se afla lângă gara din Târgoviște, vis-a-vis de liceul de petrol și la distanță mică de inspectoratul județean al Ministerului de Interne, Miliția plus Securitate. Doar de 3 ori au fost scoși Nicolae și Elena Ceaușescu din comandament pentru a fi duși în dispozitivul de luptă, câmpul din spatele cazărmii întins până la șoseaua de centură, după care se află combinatul de oțeluri speciale. Pe 23 decembrie au fost mutați într-un camion special folosit ca punct de comandă mobil. Pe 24 și 25 au fost plimbați cu tabul. În comandament, Nicolae și Elena Ceaușescu locuiau într-o încăpere aproape pătrată, 5,7 metri pe 5,9 metri, cu înălțimea de 4 metri. Camera avea două ferestre mari, înalte, cu grilaj de fier. Ferestrele erau acoperite cu pături, la fel ca în biroul comandantului situat alături. Astfel, Nicolae și Elena Ceaușescu nu puteau vedea ce se întâmplă în afară, în schimb auzeau ce se scanda în stradă. În cameră se aflau 3 paturi militare de fier, care în nopțile precedente, începând din 17 decembrie, serviseră drept culcuși pentru câțiva ofițeri din conducerea unității. În seara de 22 decembrie, după aducerea lui Nicolae și Elena Ceaușescu în cazarmă, Elenei Ceaușescu i-a fost repartizat patul din partea dreaptă, de lângă peretele care despărțea camera de birou comandantului Chemenici. Nicolae Ceaușescu a luat în primire patul din mijloc. După o vreme, cei doi și-au rugat păzitorii să-i lase să stea împreună. Militarii au acceptat, iar tovarășa s-a mutat lângă tovarășul, în patul din mijloc. Din acel moment, cei doi nu au mai fost despărțiți. S-au ghemuit unul lângă celălalt, îmbrățișați, mângâindu-se și vorbindu-și în șoaptă. Și sunt niște mărturii în ceea ce privește discuțiile dintre cei doi. În cartea lui Viorel Domenico, Ceaușescu la Târgoviște, așa se numește cartea, capitanul Ion Boboc povestește un episod derulat după miezul nopții între 22 și 23 decembrie. Era prima noapte de cazarma lui Ceaușescu în calitate de președinte fugar, după ce noaptea precedentă dormise iepurește în sediu CC al PCR. Acum vine citatul din cartea lui Viorel Domenico. Se frământa, se agita ca un turbat. Ea îi zicea: Nicule, liniștește-te, hai să te culci că e târziu. A ascultat-o, s-a lungit în pat. Ea a țipise. El n-a închis ochii. S-a ridicat și a început să se plimbe prin cameră. Venea lângă mine, se oprea în dreptul meu și mă fixa cu niște ochi înfiorători, voind parcă să-mi destăinuie ceva. Mi-era frică să nu mă hipnotizeze și îmi schimbam privirea din ochii lui. Atunci pleca lângă ea, o mângâia, schimba câteva priviri, comunicând în tăcere, discret, punându-se de acord. A revenit lângă mine, în fața mea. Puteți asigura un blindat care să ne deplasăm în zona Voinești, Câmpul Lung, să merg la o casă de oameni? Nu sunteți încă în siguranță, oamenii vă urmăriți și vă urmăresc. M-a bătut pe umăr și mi-a șoptit, parcă ferindu-se de Elena. Îți dau bani, grade, ce vrei, pe unde să plecăm? Suntem înconjurați de demonstranți și teroriști care atât așteaptă să se convingă că sunteți aici. Știu eu, să se mai liniștească vacarmul de afară și plecăm, l-am amăgit eu.